Neața, doamnelor, domnilor, astăzi sărbătorim 6 ani de Neața la Antena 1. Vreau să vă spun că am observat, mai exact Răzvan a observat, pentru că el este atent la detalii, că majoritatea vedetelor de sex feminin care au venit și s-au așezat pe canapeaua noastră au devenit sau vor deveni în curând mămici. Deci avem cea mai prolifică emisiune. Merg să le salut și sunt convins că și ele vor să ne ureze câte ceva. Ai grijă pe unde calci că nu prea-mi da zăpada. La mulți ani sănătoși și la cât mai multe emisiuni de maximă audiență. Și apropo, să nu schimbați canapeaua, deoarece vreau să mai trec o tură pe la voi. Poate se mai prind o dată. V-am pupat, la mulți ani! La mulți ani! La mulți ani de 6 ori, pentru că astăzi Neața împlinește 6 anișori de existență la Antena 1. Dragilor, vă pup și vă iubesc și vă mulțumesc pentru emisiunile frumoase pe care reușiți să le faceți în fiecare dimineață. Atât eu cât și Nicola suntem telespectatori fideli, ne uităm cu mare drag la voi și râdem la toate glumițele voastre. Vă pup, vă iubesc și vă admir pentru prietenia voastră frumoasă. Distracție plăcută! Bye! Să mai dorm un pic, la serviciu să se ducă altul, uite o cafea. La mulți ani, băieți, la mulți ani întregii echipe de la Neața, sunteți foarte dragi, îmi faceți diminețile mai frumoase și mă bucur mult, sunt sigură că acea canapeluță fermecată, Fertilica, m-a ajutat și pe mine, să o am pe Natalia acum în burtică. Vă mulțumesc mult și ce să spun, o să le sfătuiesc pe toate colegile mele care își doresc să devină mămici să meargă la Neața. În primul rând, la mulți ani, Răzvan și Dani, încă 60 de acum încolo, nu 6. Nu mă așteptam să vin la Fertilica, să mă așez pe Fertilica și să rămân însărcinată. Mai ai gânduri de curând așa, vite, mă așez pe canapeluță, mai ai vreun gând? Mai am, dar peste vreo 2 ani așa, deci facem cumva, vin la voi și evit Fertilica și vin și mă așez pe ea exact când vreau să prindă. Fertilica. Da, am rămas însărcinată. Am rămas însărcinată și culmea este că băieții mi-au făcut pe atunci un test când eu nu știam ce am în burtică, fetiță sau băiat, și mi-au spus cu furculița, cu cuțitul sub fund, a fost un joc foarte haios și mi-au zis că o să am băiat. Și uite că băiat am avut. Așa că peste ceva timp când o să le dorim un nou copil, o să venim, o să facem o programare la Fertilica. La mulți ani, să rămâneți la fel de drăguți, la fel de simpatici, la fel de răi, la fel de așa, cu colți, ca de fiecare dată când ne așezăm noi pe canapeaua voastră, dar la fel de sinceri. Vă iubesc, la mulți ani! Ei ne avertizau și Răzvan și Dani. Vedeți că această canapea e cu skepsis, ca să zic așa. Într-adevăr, în perioada asta, în cei 6 ani, m-am căsătorit, am făcut 2 copii. Deci mi-a purtat noroc canapea voastră. Vă doresc și eu la mulți ani, viață lungă în televiziune și la cât mai multe emisiuni de calitate. Vă respect foarte mult și vă îmbrățișez cu mult drag. Sunt proaspăt mămic, am lăsat-o pe fetița noastră puțin cu mama ca să pot să vin să vorbesc puțin cu voi, să vă urez la mulți ani pentru că faceți 6 ani, să fiți în continuare la fel de inspirați. Acum o să vă urmăresc și eu mai des, că intru în clubul mămicilor, deci în targetul vostru de telespectatoare fidele, așa că probabil că nu o să ratez nicio emisiune, cât timp o să o alăptez și o să stau mai mult acasă. Doar televizorul și ce vezi, Răzvan și Dani. Câte ții minte, ai venit să-ți lansezi cartea la noi și iată că s-a întâmplat și la tine. Da, așa este, dar s-a întâmplat mult după aceea, a avut și Mircea o contribuție semnificativă, dar mi-a făcut plăcere să fiu alături de voi și sper să revin. Apropo, vreau să vă spun la mulți ani, sunteți matinalul meu preferat, vă urez cel puțin încă 6 ani la fel de reușiți, cu multă publicitate, cu mărire de salariu și tot restul. Și încă o dată la mulți ani din partea mea și a lui Vasilică 2014.